Ce este Biblia? Sunt încă oameni care nu cunosc Biblia, care poate n-au citit o niciodată, care și-au făcut o părere destul de critică față de această carte veche scrisă pe parcursul la 1600 de ani de către 40 de scriitori de diferit, din diferite clase sociale. Însă în această seară, pe scurt, aș vrea să vă spun că Biblia, această carte, este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest Cuvânt al lui Dumnezeu, Scriptura, Sfânta Scriptura, este Manualul de Instrucțiuni pentru Viață. Adică Dumnezeu, atunci când ne-a creat, el a stabilit și cadrul și legile potrivit cărora poate funcționa bine omul. Orice lucru pe care îl cumperi, orice mașinărie pe care o cumperi este obligatoriu asta să aibă un manual de instrucțiuni. Cum se folosește? Este obligatoriu. Noi românii nu prea ținem cont de manualul de instrucțiuni. Începem să montăm mobila fără manual de instrucțiuni și apoi demontăm și remontăm și așa mai departe. Ne pricepeam la asta. Odată cineva a cumpărat o mașină de spălat și a dus-o înapoi mă rog, adresându-se destul de urât vânzătorului și ducând la magazin mașina de spălat, spune nu funcționează, nu-i bună și așa mai departe. Și i spus, hai să probăm. Au făcut ceea ce și trebuie, au pus mașina funcționa. La el făcea un zgomot ciudat, că mașina trebuie avea două pistoane care se pun acolo să blocheze motorul, ca la transport să nu se rupă. Dar el n-a citit manualul de instrucțiuni, l-a pus în priză, nu merge. Apoi la magazin nu-i bună firma asta. Și multe întâmplări am văzut de felul acesta. Oamenii nu citesc manualul de instrucțiuni, dar vor să funcționeze totul perfect. Ei, la fel se întâmplă cu viața. Oamenii vor să fie fericiți, oamenii vor să fie împliniți, oamenii vor să aibă o familie fericită, dar nu citesc manualul de instrucțiuni. Și apoi spun, de ce Dumnezeu? Și au ceva cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este bun. Dumnezeu nu a creat totul perfect, Dumnezeu are ceva cu mine, are ceva cu tine și așa mai departe. Și se întreabă oamenii dezamăgiți. De ce? Pentru că oamenii nu citesc manualul de instrucțiuni. Biblia conține manualul de instrucțiuni și ce s-a citit în seara aceasta în Deuteronom, capitolul 6, Dumnezeu a vorbit poporului Israel înainte ca acesta să intre în țara promisă, i-a spus, ascultă Israel, tu intri în țara asta și vreau să-ți dau manualul de instrucțiuni, cum să folosești țara aceasta, cum să fii fericit tu și copiii tăi, familia ta, pentru că Biblia este un manual de instrucțiuni pentru viață. Biblia este o rețetă pentru fericirea ta și a familiei tale. Biblia este garanția siguranței vieții. Dacă vrei ca să fii un popor binecuvântat, dacă vrei să fii păzit, dacă vrei să nu cazi pradă dușmanilor care te înconjoară și gândiți-vă că Israel, un popor așa de mic, înconjurat de atât de mult dușmani, totuși poporul acesta a rezistat și rezistă și astăzi. Biblia este apoi limba pe care trebuie să o înveți. Să o înveți tu și să înveți pe copiii tăi. Știți că noi avem o problemă, de exemplu. Mulți cunosc limba italiană, limba de șantier sau de fabrică. Dacă îi pui să predice, au o problemă. Dacă îi pui să se roage, au o problemă. De ce? Pentru că există o limbă spirituală, dacă am putea, un limbaj spiritual, un limbaj evanghelic, biblic, pe care nu toți îl cunosc. Odată cineva era în tramvai, l-a călcat pe altul pe picior, cel care era călcat pe picior era penticostal și i-a spus, Domnul să te binecuvinteze. S-a uitat la el și a zis, „Băpetine, A crezut că l-a înjurat. Oamenii nu cunosc, n-au limbajul, n-au cunoștință de limbajul biblic. Ei, Biblia este limba pe care trebuie să o înveți pe copiii tăi, să știi ce înseamnă termeni ca binecuvântare, ascultare, poruncire, legile lui Dumnezeu. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară, foarte pe scurt, aș vrea să vă spun trei lucruri, dacă vrei să ai o familie fericită. Dacă vrei să ai o familie fericită, așa cum am citit aici în Deuteronom, capitolul 6, trebuie mai întâi și mai întâi să împlinești Scriptura. Ca părinte. Așa am citit noi în versetul 1, în versetul 2 și în versetul 3, găsim acest lucru. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te tem de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul Fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă dar Israel și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Dacă vrei să ai o familie fericită, trebuie să împlinești Scriptura. Biblia nu e dată doar ca să o citim, ca să predicăm din ea, ca să aflăm ce știu, ce s-a întâmplat cu secole în urmă. Biblia este un manual de instrucțiune, adică trebuie să știi că aceste lucruri trebuie să le înveți, să le împlinești. Trebuie să practici. Nu e suficient să cunoști. Nu e suficient doar să știi, să afli informații din Scriptură, ci Biblia trebuie să o cunoști, să o citești ca să o împlinești, să o aplici, să practici învățăturile. Ce e ciudat este că veți găsi acolo trei termeni care sunt diferiți. Porunci, legi și rânduieli. Și sunt trei lucruri diferite. Poruncile, sunt poruncile pe care Dumnezeu le-a pus și astea nu s-au desfințat niciodată. Acestea sunt valabile, cele 10 porunci sunt valabile și astăzi. Legile erau apoi legile ceremoniale, sociale care pot suferi modificări în funcție de context și cultură. Rânduielile sunt acele învățături care țin de familie, care țin de contextul cultural, geografic, istoric și așa mai departe, și se pot schimba. Și e important, noi acum, ca și biserică, să știm că avem poruncile lui Dumnezeu de la care nu trebuie să abdicăm niciodată. Avem poruncile, apoi, dacă am putea spune așa, statutul. Baza căruia funcționăm și aveam regulamentul de ordine interioară, rânduia la biserice locale de care trebuie să ținem cont. Care poate ține cont de anumit, un anumit context, un anumit cadru. Dar în al doilea rând, ca să fii fericit, dacă vrei să ai o familie fericită, trebuie și să iubești scriptura. Foarte multe lucruri în viață noi le facem fără să le iubim. Copiii se duc la școală. Dar eu întreb adeseori pe copii: Vă place la școală? Nu prea le place. Ca să nu mai zic de cei mari, dacă le place, o să meargă la muncă. Ei, nu toți iubesc ceea ce fac. Dumnezeu nu vrea ca noi doar să facem. Noi putem face multe lucruri, dar să nu ne placă asta. Adică, n-ai ce face, tu ai merge cu mașina cu 200 la oră, dar te temi să nu iei amendă. Dar nu că-ți place asta. Se ar place mai mult, ți-ar place altceva. Ei bine, vis-a-vis -vis de Scriptură, Dumnezeu a spus Israele, tu trebuie să împlinești Scriptura, dar apoi poruncile acestea să le ai în inima ta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu doar pentru că ești obligat, nu doar pentru că ești constrâns, nu doar pentru că nu ai altceva de făcut, n-ai încotro, ci Dumnezeu vrea să îl iubim pe el și să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Asta e mare diferență. Și aici este marea problemă, marea provocare pentru noi părinții ca să-i facem pe copii să iubească Scriptura. Că am mai spus-o, noi putem să-i aducem, îi luăm, îi aducem, îi punem, îi obligăm să citească, să se roage, să vină la biserică, dar acolo în inima, acolo este de fapt problema. Acolo trebuie ei să ajungă să le placă, să iubească cuvântul lui Dumnezeu, să iubească legea lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ai o familie fericită, trebuie să împlinești Scriptura și trebuie să iubești Scriptura, să o ai în inima ta, să-ți placă asta. Biblia nu este o povară. Asculta de cuvântul lui Dumnezeu nu e o povară, nu e o greutate, pocăința, nu e o corvoadă. E ceva plăcut, e ceva frumos. Este, spuneam, David, iubesc poruncile tale, iubesc cuvântul tău, mă bucur de cuvântul tău, de parcă aș avea toate comorile. Eu așa văd, cel mai prețios lucru e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este mai dulce decât mierea, nu ceva plictisitor, ceva iar cu Scriptura, iar cu Biblia. Biblia este cel mai, cel mai dulce lucru, dacă aș putea spune așa, cel mai dulce hrană. Este cel mai frumos lucru pe care să-l ai, Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, dacă vrei să ai o familie fericită, trebuie și să înveți Scriptura pe copiii tăi și apoi pe copiii copiilor tăi, și Scriptura ne arată aici, în Cartea de Euteronom, câteva metode prin care poți să înveți copiii. Metode care le putem practica și noi astăzi și trei metode sunt acestea. În primul rând, prin împlinire îi înveți pe copii. Spunea versetul 20 din Deuteronom, capitolul 6. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncele acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Să răspunzi fiului tău. Noi eram robea lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Adică, în momentul în care tu practici, în momentul în care tu faci ceva, în momentul în care tu te rogi, copilul tău vede că tu te rogi și te întreabă de ce te rogi, cui te rogi, cum te rogi. În momentul în care tu mergi la adunare, el te întreabă. De ce trebuie să mergem la dunare? În momentul în care tu faci ceva, împlinești Cuvântul lui Dumnezeu, El își pune întrebări pentru că te vede pe tine făcând. Și atunci, cea mai bună metodă, și prima și cea mai importantă, este aceea a împlinirii. Când tu împlinești, când tu faci ceea ce trebuie să faci, copilul te întreabă: Dar de ce trebuie să facem asta? În al doilea rând, noi putem să învățăm pe copii prin vorbire, prin a vorbi. Spuneam de transmiterea acelui limbaj. Biblia este o, o limbă, o nouă limbă pe care o putem învăța. Să vorbești despre el. spunea versetul 8 și 9, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între și versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să vorbești de ele. Adică limbajul acesta biblic, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu să-ți dea putere, să faci asta, să... și tot ceea ce faci să fie totul în jurul Scripturii și totul Dumnezeu, legile Lui, poruncile Lui și binecuvântările Lui. Cuvintele Lui, cuvântul Lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Prin a vorbi, prin a transmite cuvântul Lui Dumnezeu. Și apoi a treia metodă este scrierea să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Acele versete care le poți pune pe pereți, ei le aveau evrei puse pe ușă, le aveau puse în tocurile ușii, numai că ei le ascundeau în tocuri și credeau că sunt doar așa, un fel de amulete, adică le pui și ele un fortuna. Nu, să le scrii și cineva să le citească, nu doar, noi aveam în în orașul nostru aveam foarte mulți evrei, a fost un oraș plin de evrei și în casele lor, apoi când s-au dărâmat peste tot, se găseau exact în tocurile ușii, erau puse cele suluri cu pasajul acesta, șema Israele. Colegile strânse sul și puse acolo. Nu vrea Dumnezeu doar puse în tocul ușii, ce l-a spus, să le pui acolo să le scrii, să le vezi, adică în momentul în care pleci. Să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu. Când intri în casă, să te gândești la Dumnezeu. Când ești în călătorie, te gândești la Dumnezeu. Te rogi lui Dumnezeu. Ești totdeauna în părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, dacă vrei să ai o familie fericită, împlinește Scriptura. Aplică. o dacă vrei să ai o familie fericită, iubește Scriptura, să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu, să-ți placă să împlinești Scriptura, să-ți placă să te rogi, să-ți placă să cânți, să-ți placă să vii la biserică. Dacă pentru tine două ore aici sunt ore plictisitoare, vreau să spun că tu ai o mare problemă. Mare problemă că Sufletul tău și cu Dumnezeu și Dumnezeu nu este mulțumit doar că vii. Dumnezeu vrea ca tot ceea ce facem să facem din dragoste, să facem cu plăcere, să-L iubim pe Domnul Dumnezeu nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Și în al treilea rând, dacă vrei să ai o familie fericită, învață Scriptura, împărtășește Scriptura. Copiilor tăi, transmit-o mai departe, învață această nouă limbă pe copiii tăi, să vorbești despre binecuvântările lui Dumnezeu, să vorbești despre lucrările lui Dumnezeu, să vorbești despre minunile lui Dumnezeu și să duci mai departe, cuvântul lui Dumnezeu. Și noi acum avem diferite metode pe care le folosim cu copiii la nivelul bisericii noastre, prin cântare. Cântând cântări, întipărim în mintea copiilor cuvântul lui Dumnezeu. Concursurile biblice pe care le avem, învățăturile pe care le avem, versetele de memorat pe care le, le dăm, se le pot scrie, notițe, le pot afișa undeva. Sunt toate metode prin care copiii noștri pot învăța să le scrii, în momentul în care scrii, memorezi mult mai ușor. Când tu auzi doar un lucru, în memoria ta se fixează un anumit procent din ceea ce auzi. Din predica mea o să vă rămână 5%, 10% cel mult. În momentul în care repeți în fiecare zi un lucru, el se întipărește altfel, se memorează, se pune amprenta în memorie mult mai mult. Apoi dacă scrii cu mâna ta, când scrii, în memoria ta mai tare se amprentează informația pe care tu vrei să o memorezi. Când tu vorbești mereu, apoi toată memoria ta va fi plină și niciodată nu vei uita acele lucruri, acele învățături, acele porunci, acele legi și acele versete, ca să spunem așa, așa sau binecuvântările sau promisiunile lui Dumnezeu. Noi mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit până aici. Dorim Scriptura să fie manualul de instrucțiuni pentru viața noastră. Să fie rețeta fericirii familiei noastre, să fie garanția siguranței vieții și Scriptura să fie limba pe care să o învățăm pe copiii noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare.